Saizu vă prezintă știrile Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor, iată care sunt principalele știri de astăzi. Accident spectaculos pe autostrada A2. Un șofer a zburat cu mașina peste parapetul dintre sensuri și a aterizat peste alte două autoturisme. Două persoane au fost grav rănite. La un pas de tragedie pe Calea Victoriei din capitală, o bucată mare de tencuială s-a desprins de pe o clădire și a căzut și pe mesele clienților de la terasă. Au fost înregistrate primele două decese în Europa provocate de variola maimuței. În Spania este țara cu cele mai multe cazuri, 4300. Grav accident de circulație pe autostrada A2 în dreptul localității Cernavodă, pe sensul către București. Trei persoane au fost rănite, dintre care două grav, după ce un șofer a zburat cu mașina peste parapetul despărțitor dintre sensurile de mers și a aterizat pe contrasens peste două autoturisme. La locul accidentului a fost trimis inclusiv un elicopter SMURD. Cei doi răniți grav au fost duși la un spital din capitală. Vinovat pentru producerea accidentului este un șofer din Olt. Se îndrepta către mare când a pierdut controlul volanului. A zburat cu mașina peste parapetul despărțitor dintre sensurile de mers și a aterizat pe contrasens, peste două autoturisme. Impactul s-a produs între trei autoturisme. Polițiștii au efectuat cercetarea la fața locului în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, iar în cauza a fost întocmit un dosar de cercetare penală. În urma impactului, mașina șoferului vinovat s-a rupt în două. Din fericire, accidentul extrem de grav nu s-a soldat cu pierderi de vieți omenești, dar două persoane au fost grav rănite. La locul solicitării s-a intervenit cu două ambulanțe SHB2, o ambulanță SMURB și elicopterul SMURD. Au fost găsiți doi pacienți cu politraumă, conștienți, stabil, care au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare. Traficul rutier în zona a fost întrerupt aproximativ o jumătate de oră. Un alt accident a avut loc tot pe autostrada Soarelui, în zona localității Ștefan cel Mare, în județul Călăraș. Două persoane au fost rănite după ce o mașină s-a răsturnat. Beat și drogat, un șofer din Oradea a băgat în spital 5 oameni într-o localitate din Sibiu. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Bărbatul de 27 de ani a fost somat de polițiștii sibieni să oprească după ce a fost surprins conducând cu 125 de km la oră pe o stradă din oraș. Nu doar că nu a oprit, dar a încercat să scape gonind și mai tare. În localitatea Cristian, șoferul fugar a intrat într-o depășire neregulamentară și a izbit frontal un autoturism în care se aflau 4 tineri. În urma impactului, atât el cât și ocupanții celelalte mașini au fost răniți. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru vătămare din culpă, dar și pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și a unor substanțe psihoactive. Primele două decese din Europa cauzate de variola maimuței au fost confirmate în Spania. Până săptămâna trecută, boala luase 5 vieți, însă în Africa. Ce spun specialiștii de modul în care se răspândește această afecțiune, aflați în câteva minute în jurnal. Clienții unui local din centrul vechi al capitalei au trăit momente de panică aseară. În timp ce oamenii stăteau liniștiți pe terasa plină, o bucată de tencuială s-a desprins și aproape că le-a căzut în cap. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Astfel de clădiri care stau să cadă în orice moment se află peste tot în București, mai ales în zona istorică. Însă oamenii se pare că nu sunt conștienți de pericolele la care se expun stând și trecând pe sub aceste clădiri. Clienții localului de pe Calea Victoriei petreceau o seară liniștită de vară la terasă și savurau o băutură. La un moment dat, o bucată imensă de ciment s-a desprins de la etajul 1 al clădirii și a căzut chiar lângă ei. Angajații s-au mobilizat rapid pentru a se asigura că nimeni nu a pățit nimic. Această clădire nu este singura care reprezintă un pericol. Conform datelor oficiale, în București sunt 380 de clădiri care pot cădea în orice moment în cazul unui cutremur, așa cum susține chiar directorul executiv al administrației municipale pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic. În realitate, cifra lor este mai mare. La fel și pericolul ca o bucată de clădire să cadă peste oameni. Bucureștenii recunosc că s-au obișnuit să vadă clădiri în paragină și că nici măcar nu mai sunt atenți pe unde trec ca să le ocolească. Deci nu v-ați uitat în sus înainte, chiar nu m-am uitat. Nu. Vi se pare periculos totuși? Ca multe alte clădiri, da, nu avem ce să facem, asta e situația. Nu tot timpul ești atent pe sus. Te uiți în față, în jos, nu știu. Ar trebui nu să ne uităm deasupra, că să ne uităm mai jos, unde scrie probabil. Dar nu suntem învățați. Asta vine cu timpul, după ce cade o cărămidă. Nu prea mă uit. Sunt schelele astea, sunt astea puse pe aici, da. Nu m-am uitat.
Deci treceți cu siguranță pe stradă fără să vă uitați în sus? Cred că majoritatea, da, mergem cu gândul că nu o să ne cade nimic în cap. Municipalitatea anunța în luna mai a acestui an că până în 2023 un număr de aproximativ 50 de clădiri din capitală vor fi consolidate. Un muncitor a murit îngropat de viu în localitatea Castelul din județul Constanța, iar altul a ajuns la spital după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste ei. Bărbații lucrau la rețeaua de canalizare în momentul în care pământul s-a surpat și au rămas captivi la 3 metri adâncime. Salvatorii s-au chinuit mai bine de 3 ore să scoată victimele la suprafață. Alarma a fost dată aseară în comuna Castelul după ce un localnic a văzut cum malul se surpă și pământul îi acoperă pe cei doi bărbați. Unul dintre muncitori a fost acoperit în totalitate, în timp ce colegul lui, prins până la umeri, a rămas conștient. Nici piciorul! Nu pot! Păi i-a morțit. Las-o acolo. La fața locului au venit imediat salvatorii, care au reușit să țină legătura cu bărbatul și să-l conecteze la oxigen. Mai ia cu mâna pământul de lângă el. Mai ia cu mâna, că acum simțim și noi. Hai! Sus! Misiunea pompierilor a fost însă extrem de dificilă, pentru că exista riscul ca malurile de pământ să se surpe în orice moment. Salvatorii au fost nevoiți să consolideze șanțurile și să asigure zona. După 3 ore de eforturi, echipele de intervenție au reușit să-l scoată pe muncitorul care era în viață. A fost o intervenție destul de dificilă, pentru că pământul a fost de diverse forme și atât era și tare și moale, și plus că ambele persoane surprinse, aveau picioarele prinse, înduite. Din păcate, pentru cel de-al doilea nu au mai putut face nimic. Medicii au fost nevoiți să declare decesul. Bărbatul avea 34 de ani și era căsătorit. Din cei doi muncitori care au fost implicați în accident, unul este din Nicolae Bălcescu și celălalt, care în viață și merge la spital acum cu salvare, este din Castel. Anchetatorii vor stabili acum dacă cei doi muncitori aveau asigurate condițiile minime de muncă. După caniculă, românii au avut parte în această după-amiază de furtuni și ploi torențiale. La Arad, vijelia a smuls cel puțin 6 copaci din rădăcini și a aruncat peste firele de înaltă tensiune, dar și pe străzi. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Averse torențiale s-au abătut și asupra Timișoarei și au dus la inundarea mai multor străzi și parcări din oraș. Și aici, mai mulți copaci au fost doborâți de vântul puternic. Mai mult, un fulger a lovit un depozit de baloții de fân și a aprins imediat paiele. Pompierii au avut numai puțin de 20 de intervenții. Meteorologii au anunțat cod roșu de averse torențiale, grindină și vânt puternic în mai multe județe din țară. Covasna, Hunedoara, Bacău, Vrancea, Cluj, Arad și Timișoara. Avertizările de fenomene periculoase au fost emise pe o perioadă de 6 ore, a anunțat ANM. Cozi kilometrice și mulți nervi astăzi la intrare, cât și la ieșirea din România, în cele mai circulate puncte de trecere a frontierei de pe granița de vest. Românii din Occident vin acasă în concediu, iar cei de aici pleacă în vacanțe în vestul Europei. De aici și traficul intens. Nădlac 2 autostradă este cel mai tranzitat punct rutier de trecere a frontierei și asta pentru că este legat de sistemul de autostrăzi care duce în vestul Europei. Timpii de așteptare sunt foarte mari din acest motiv. Aplicația Poliției de Frontieră indica sâmbătă la prânz că se așteaptă cel puțin 2 ore, atât pe sensul de intrare cât și pe cel de ieșire din România. La ieșire, coloana de mașini se întindea pe 3 km și tot cam pe atâția la intrarea în țară. 3 ore la coadă. 3 ore? Păi... numai la ieșire din țară? Păi da, stăm destul. Și cu copii, asta greu. E România, greu, da. Am stat aproape 2 ore. Da, aproape 2 ore am stat în coadă. Coada e mare în spate. Vreo 3-4 km trebuie să fie încă în urmă. Lumea claxonează. E sătulă lumea, vine după 2000 de kilometri. Să oprește aici la 10 minute. Oamenii se plâng de condițiile în care așteaptă. Opriți în plin câmp, nu au toalete și nici localuri din care să-și cumpere apă. De 2 ore stăm la coadă. Cât de coadă e mare? Foarte mare. Deci 3 km, au început la 3 km și la 1 km și 3 ni s-o strica mașina, s-o strica ventilatorul. Deci nu se poate merge. E groază. N-am cuvinte. Și căldurile astea
S-a încălzit mașina, s-a încălzit. Nu a oferit nimic, apă, ceva? Nu, nimeni, nimic. Nici, nu. Toată lumea suna, clansona și ei se duceau la cafea și cu pauze. Tare greu să mișcă, nu știu ce fac. Sau din jumătate de oră servesc cafeaua sau nu știu ce fac, dar tare greu și tare rău să mișcă. Am făcut 3 țări fără nicio problemă aici. La noi întotdeauna se inventează ceva ca să facă lucrurile cât mai dificile pentru... Totuși, pe căldura asta vă oferi ceva, apă, ceva? Dar nu, e problema poluarea. Poliția de frontieră română a luat măsuri speciale pentru a face față situației. A fost suplimentat personalul Poliției de Frontieră, care își desfășoară activitatea la controlul documentelor și arderele de control până la capacitatea maximă permisă de infrastructura fiecărui punct de trecere. În prezent, în PTF Nădlac 2, care este cel mai tranzitat punct de frontieră, se lucrează pe 8 artere, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire. Și la Nădlac 1 de pe DN7 se așteaptă între o oră și o oră și jumătate, atât la intrare, cât și la ieșire. În ultimele 24 de ore din România au ieșit puțin peste 40.000 de oameni și au intrat peste 48.000. Seceta gravă de anul acesta îi afectează și pe apicultori. Cu totul uscat în jur, apa este dată cu picătorii, iar puietul de albine abia supraviețuiește de la o zi la alta. Frica cea mare a acestora este că își vor pierde familiile de albine până în primăvară. Într-un an bun, un stup are 80.000 de albine, dar anul acesta nu depășește 30.000. La Mărășești, în Vrancea, apicultorii sunt disperați. Nu știu dacă la anul vor mai avea albine în stupi. Seceta a afectat culesurile, seceta a afectat dezvoltarea albinilor. Există riscul de a intra cu familii slabe în toamnă, iarnă și, bineînțeles, implicit nu le mai scoatem în primăvară. Din cauza secetei, culesul a fost slab anul acesta. Teiul a stat înflorit doar câteva zile. La salcâm, floarea soarelui și rapiță s-au cules foarte puțin. Apicultorii fac eforturi mari pentru a ține pe linia de plutire coloniile de albine. Posibil albinele să intre într-o stare de anemie, ceea ce va duce la mortalități foarte mari pe timp de iarnă. Nu putem înlocui pe bunul Dumnezeu și polenul din natură, oricât ne-am străduit și oricât de mult am cheltuit. Acum apicultorii nu se mai gândesc la câștigul lor, ci la salvarea familiilor de albine și la găsirea soluțiilor pentru a le ajuta să treacă peste iarnă. Cât despre un ajutor din partea autorităților, nici nu poate fi vorba. Posibil să ne așteptăm la un minimis care seamănă bătaie de joc, 23 de lei. Pe stup, da. Este o sumă infimă. Ce puteți face cu banii aceștia? Nu avem ce să discutăm de 20 de lei, da? 20-30 de lei, asta e o sumă ridicolă. Pur și simplu suntem jigniți la 2-3 ani cu așa ceva. Pe miera din acest an, apicultorii nu se pot baza. Așa puțină cum e, se va întoarce în stup pentru a hrăni albinele până în primăvara anului viitor. Harnici și gospodari slovaci din Bihor au dat lovitura și în acest an. Dacă restul țării suferă din cauza secetei, aici localnicii au plantat secară pe dealurile de lângă case, iar recolta este extrem de bogată. Acestei plante ajung zăpezile din iarnă și precipitațiile nu foarte abundente care cad în primăvară. Pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru roadele bogate, sătenii din Șinteu respectă un obicei străbun. Recoltează totul manual cu ajutorul coasei, iar pentru a obține boabele, spicele sunt introduse cu furca într-o batoză veche de peste 60 de ani. De mai bine de 200 de ani, în comuna bihoreană Șinteu, aflată la limita cu Sălajul, trăiește o importantă comunitate de slovaci. Încă din acele timpuri, forțați de zona deluroasă, oamenii au plantat cartofi și secară, pâinea, plăcintele și mâncarea de cartofi, fiind principalele delicii gastronomice care i-au ajutat pe localnici să reziste în decursul vremii. Pe aceste meleguri, secerișul secarei începe abia la finalul lunii iulie, iar momentul se transformă într-o adevărată sărbătoare. De la mic la mare, oamenii îmbracă straiele populare slovace și ies la câmp pentru a recolta roadele din acest an. Dar cu munca pe stomacul gol nu este recomandată, secerișul nu poate începe până când lucrătorii nu consumă o hrană sănătoasă și bogată în proteine. Totul pe acordurile unui acordeon. E foarte consistentă slănină și cărneaz de casă făcut. După ospăți, fiecare are misiunea lui. Bărbații intră în lan cu coasele, iar în urma lor vin soțiile, care adună spicele și le leagă, formând snopi exact ca în urmă cu 40-50 de ani. Merem așa într-o partică,
Dacă o luăm invers, se rupi spicii, tătătăt și nu-i valabil. Aveți experiență de 10 de ani, bănuiesc. Da, păi, de 52 de ani, cam după la 40 de ani. Dar în urmă, cu 35-40 de ani, așa am lucrat, așa ceva am făcut. Și asta va ducea și pâinea pe masă. Da. După ce o parte din secară a fost recoltată, snopii se adună la un loc și sunt duși la batoză. Pentru a da cele mai bune boabe, slovacii din Șinteu au un ritual special. Împodobesc batoza cu flori și cântă în permanență. Trebuie împodobite cu toate feluri de flori care sunt în vara aceasta, hortenziile, carafia trebuie împodobită pentru că este un simbol de bucurie mare. Mașinăria veche de peste 6 decenii funcționează cu un motor la fel de vechi și are în permanență nevoie de apă pentru a nu se supraîncălzi. Aruncăm sus, după aia le bagă, intră în... Este o mare gaură acolo, unde pică sticuri și după aia le trelează acolo. Și în acest an, cei din Șinteu au fost inspirați. Au plantat secară, iar recolta este extrem de bogată. Secara este tipică de Șinteu, nu necesită foarte multă apă, ea dacă prinde iarna zăpadă și primăvara câteva ploi, după cum se vede, recolta e foarte frumoasă. Este o mare bucurie pentru că vine o recoltă nouă, vine o pâine nouă. La final, întreaga recoltă este dusă la vechea moară din sat, unde se obține făina de secară. Apoi, fiecare gospodar coace pâinea pe vatră, pâinea aceasta fiind în ultimii ani și un principal motiv pentru care turiștii ajung în zonă. România are nevoie de aproximativ 600.000 de ingineri pentru următorii 10 ani, cei drept. Deși este o meserie în care salariile încep de la 1.000 de euro, iar ofertele din piața muncii sunt foarte multe, studenții nu prea se înghesuie la facultățile de profil. Universitățile reușesc să acopere doar jumătate din această necesitate. Antonio este unul dintre absolvenții Facultății de Transporturi din cadrul Universității Politehnica. Pasiunea pentru această ramură a ingineriei vine și din familie, dar spune că nevoie de specialiști în domeniu este mereu. Am considerat că domeniul transport nu o să moară niciodată, pentru că indiferent de ce se întâmplă în lume, nevoia de transport există, ne-a demonstrat pandemia, ne-a demonstrat războiul. Din punctul meu de vedere, facultatea și universitatea noastră te formează pe specialitatea pe care ai terminat-o. Sunt oportunități foarte mari de angajare, salarii sunt foarte ofertante. Însă numărul celor care aleg meseria de inginer scade de la an la an. Astăzi producem între 8 și 10 mii de ingineri pe an, în cel mai fericit caz, deci ceea ce se întâmplă în România, între care 3.700 de absolvenți din Politehnică. La Universitatea Tehnică de Construcții din București, numărul studenților s-a înjumătățit în ultimii ani. Vrem să facem infrastructură, însă nu știm dacă vom avea cu cine. Eu cred că dacă facultățile de construcții din țară împreună cu Universitatea Tehnică de Construcții ar da în jur de 2.000 de absolvenți, 2.500 de absolvenți pe an, cred că ar acoperi un sfert din necesar. În momentul de față, noi am încheiat prima etapă de admitere, în care la licență am admis peste 1.000 de viitori ingineri. Iar nevoia companiilor de ingineri a crescut constant. Facultățile de profil nu reușesc să țină pasul cu cererea investitorilor din mediul privat. Cele mai optimiste statistici ne spun că România are nevoie de 600-650.000 de ingineri în următorii ani. Cele mai optimiste, cele mai pesimiste, să spun, din punct de vedere al numărului, vorbesc de circa 1.000.000. Salariul mediu al unui inginer debutant începe de la 800-1.000 de euro și poate ajunge până la 3.000 de euro în primii ani de muncă. Angajatorii au nevoie de ingineri instalații, ingineri HVAC, ingineri mecanici, ingineri instrumentație. Sunt și ei pe automatizări, sunt împărțiți pe automatizări, pe oil and gas și în toate domeniile unde avem noi clienți este o criză destul de mare să-i găsim. Mulți dintre ei după facultate preferă să plece afară și atunci noi suntem într-o criză și mai majoră. După anii 90 au plecat din România în jur de 200.000 de ingineri. Peste 30.000 de ingineri sunt doar din domeniul IT. Este un exod care continuă. Specialiștii sunt de părere că este nevoie de o colaborare între Ministerul Educației și universitățile din țară pentru a susține puternic ingineria din toate domeniile. Autoritățile din Spania au confirmat primele două decese cauzate de variola maimuței. Sunt primele din Europa atribuite acestei boli. Spania este cea mai afectată țară europeană. Până acum, 4.300 de cazuri din cele 10.000 înregistrate sunt pe teritoriul Regatului Iberic. Cu amănunte vine însă corespondentul Prima TV în Spania, Alin Petrică.
Este vorba despre doi bărbați tineri, atât reiese din comunicatul Ministerului Sănătății. Ministerul al Sănătății care spune că a trimis laboratoarelor Institutului de Sănătate Publică Carlos al III-lea analizele și când vor avea rezultatele vor ști oficial cauzele morții celor doi. Despre primul, care a fost confirmat ieri, se știe că este tânăr, că este din comunitatea valenciană de unde transmit eu acum și că ar fi avut encefalită, o boală asociată acestui virus al variolei maimuței. Despre cel al doilea, jurnaliștii de la La Vanguardia au confirmat pe surse că ar fi un bărbat din zona Barcelonei. Sunt primele două decese de pe teritoriul european, mai sunt încă 6 în lume, 5 în Africa, 1 în Brazilia. De altfel, Spania este pe locul întâi la numărul de cazuri de pe teritoriul european, 4300. 135 dintre acestea sunt cazuri grave care necesită spitalizare și tratament de specialitate. Profilul bolnavilor este că au vârste între 10 luni și 88 de ani, deși majoritatea sunt cu vârste între 26 și 44 de ani și sunt bărbați, dar sunt și 74 de femei. S-a impus aici în Spania măsuri de carantină specifice stării de alertă pentru a opri propagarea virusului. Vorbim despre carantinarea bolnavilor și a contactelor prime, cum sunt numite, adică persoanelor din apropierea celor bolnavi. Și de asemenea, autoritățile au intervenit în locurile de unde se știe că s-ar putea propaga mai ușor virusul și au oprit activitățile sau cel puțin le-au limitat pentru a opri această propagare a virusului. Din Spania, pentru Prima TV, a transmis Alin Petrică. 8 femei care urmau să filmeze un videoclip în Africa de Sud au fost violate de o bandă de bărbați. Cum au reușit aceștia să atace echipele de filmare și câți au fost prinși până acum, vă spun însă în câteva minute în jurnal. O crimă de război deliberată, așa a catalogat președintele Ucrainei uciderea prizonierilor de război aflați în închisoarea din Olenivka. Peste 50 de prizonieri de război au fost uciși de către ruși, conform liderului Ucrainei. De cealaltă parte, Rusia neagă că ar avea de-a face cu atacul și își susține discursul cu imagini de propagandă. Volodymyr Zelensky a condamnat masacrul comis de ruși asupra prizonierilor de război din Olenivka. Zelensky a descris masacrul asupra prizonierilor drept crimă de război deliberată și a spus că cei care omoară ucraineni vor plăti mai devreme sau mai târziu pentru faptele lor. Кожен окупант, який знущається з українців, який катує, вбиває, повинен знати, що відплата за це буде. Навіть якщо хтось з російських вбивць сподівається, що нібито їх не притягнуть до відповідальності, що вони нібито десь ховаються, хай знають, вони будуть відповідати. De asemenea, Ucraina a cerut ca ONU și Crucea Roșie să investigheze moartea celor peste 50 de prizonieri de război. Comisarul ucrainean pentru drepturile omului, Dmitri Lubineț, a cerut Crucii Roșii să-l ajute să organizeze o vizită la locul crimei. De cealaltă parte, Rusia acuză Ucraina că a atacat cu sisteme de rachetă HIMARS centrul de arest din Olenivka, în care se aflau prizonieri ucraineni. Aceștia au postat mai multe imagini cu bucăți rămase din rachetele HIMARS. Între timp, sirenele aeriene au răsunat pe aproape întreg teritoriul Ucrainei. Cel puțin 7 civili au murit în urma recentelor bombardamente din Donetsk. Încă 15 persoane au fost rănite în ultimele 24 de ore. Rușii au bombardat și o stație de autobuz din Sloviansk în cursul nopții. De cealaltă parte, forțele ucrainene spun că au reușit să respingă atacurile rușilor asupra 7 districte din Donetsk. Acolo rușii ar fi suferit pierderi majore. Harkovul a fost din nou ținta unui atac sângeros cu rachete. O instituție de învățământ a fost distrusă în jurul orei 3. Orașul Nicopol din regiunea Dnipro a fost și el sub asaltul rachetelor rusești noaptea trecută. Ca urmare, 16 case au fost distruse, iar orașul a rămas fără curent. Clădirea unui colegiu din Harkov a fost și ea incendiată după ce rușii au tras 3 rachete asupra centrului orașului. În Nicolaev, o persoană a murit, iar alte 2 au fost rănite în urma bombardamentelor. Contraofensiva ucraineană continuă și ea. Forțele armate ucrainene au distrus un depozit cu arme al rușilor din regiunea Herson. Între timp, Vladimir Putin a ordonat guvernului de la Moscova să înceapă reconstrucția locuințelor și infrastructurii de pe teritoriile ocupate în regiunile Donetsk și Luhansk, pentru ca oamenii să treacă de această iarnă în condiții decente, așa cum i-au cerut șefii celor două regiuni separatiste. Multe lacrimi și multe emoții în portul Constanța la întoarcerea bricului Mircea. Studenții și cadeții care au petrecut 50 de zile departe de casă au fost întâmpinați de părinți și prieteni. Au traversat 6 mări și 2 strâmtori, au parcurs 2500 de mile marine și au ajuns în 5 porturi.
Cel mai longeviv ambasador al României pe mările și oceanele lumii a acostat în portul militar la ora 11. Pe cheu, părinții, prietenii și iubitele așteptau cu emoție pe cei care timp de 7 săptămâni au înfruntat valurile mării. Împreună cu cei 92 de studenți ai Academiei Navale Mircea cel Bătrân, pe bric au fost și studenți străini din Bulgaria, Marea Britanie, Polonia și Statele Unite ale Americii. Bricul Mircea a fost construit în Germania, iar anul acesta, pe 22 septembrie, va împlini venerabila vârstă de 84 de ani de când a fost lansat la apă. Țara noastră se numără printre puținele state care a păstrat de-a lungul timpului și încă utilizează metodele tradiționale de instruire la bordul navelor cu vele a viitorilor marinari militari. Zeci de cavaleri și domniți au defilat prin Sighișoara la o nouă ediție a festivalului medieval, care atrage an de an zeci de mii de turiști în orașul transilvanean. Până duminică, toți cei care ajung în vechea cetate se pot bucura de spectacolul oferit și se pot simți ca în vremurile de mult apuse. Cea mai mare paradă din România, asta la Sighișoara, să promovăm istoria salților din Transilvania. Sighișoara se umple în fiecare an de turiști din toate colțurile lumii, dorniți să intre în atmosfera medievală. Îmi plac festivalul medieval, îmi place evul mediu. De fapt, cred că m-am născut un pic mai târziu decât trebuie, cu vreo câteva sute de ani. Vă plac luptele cu cavalerii? Spiritul cavalerilor, îmi place ideea de respect, ideea de onoare, dar lucruri care sunt un pic dispărute în ziua de azi. Mi-a plăcut foarte mult luptele. Atrași de atmosfera medievală sunt însă nu doar turiștii, ci și cei care intră în pielea personajelor istorice. Suntem paladinii de Teramedies, vă aflați în tabără la paladinii de Teramedies, venim de pe meleagurile Mediașului de astăzi, iar medievalul pentru noi este o stare de spirit, este un al doilea traia. Acestea sunt spadele folosite de noi din perioada cruciadelor. Avem spade de o mână, cele mai ușoare și mai practice. Coiful și el a fost folosit în perioada cruciadelor. Acesta este făcut cu buler de zale. Dansurile medievale sunt foarte frumoase și foarte captivante. Luptele și în ordinul nostru și domnițele se luptă, ceea ce a fost și mai captivant pentru mine. Tuba este instrumentul care niciodată golul nostru la mai tare spune arghezii. A fost cea mai frumoasă paradă. De când sunt eu aici, foarte frumos, cu cai, cu cavaleri, cu domnițe, cu zânziene, cu extraordinar. Mândru de festivalul medieval pe care primăria îl organizează de 30 de ani, actualul edil al Sighișoarei spune că, doar prin diversificare, acesta va atrage în continuare turiștii, ca și până acum. Nu trebuie festivalul medieval să intre în monotonie. Dimpotrivă, acesta trebuie să aducă elemente noi în fiecare an. Ne vorbiți un pic despre statuetele astea care le-ați achiziționat anul acesta? Doar pentru festivalul medieval, am spus să încercăm să creăm o atmosferă cât mai autentic medievală. De asemenea, avem mai multe astfel de obiecte încetate, cum ar fi ghilotine, catapulte, tunuri. Festivalul Sighișoara Medievală se încheie duminică seara. Huțulii din nordul Bucovinei au organizat astăzi în premieră un festival care are la bază tradițiile, cultura și mai ales gastronomia reprezentativă pentru comunitatea lor. Timp de câteva ore, la Brodina au ajuns sute de vizitatori dornici de a petrece timp într-un cadru natural de poveste și de a se delecta cu bucatele specifice zonei. Huțulii sunt un grup etnic puțin cunoscut în România, dar cu o istorie foarte bogată. Aici ceva cu brânză sărată și mărar, poale în brâu de zonă, plăcinta cu brânză, da, foarte bună. Așa, și aici ceva cu afine, fructe de sezon. A fost petrecere mare în nordul Bucovinei. Dincolo de voia bună a vizitatorilor, festivalul Brodina Huțul Fest a avut un scop important, promovarea culturii huțulilor, o comunitate înființată la granița cu Ucraina acum mai bine de 300 de ani. Văzând că se sting tradițiile, se sting obiceiurile, trebuie să înviem. Avem datoria asta sacră de a transmite urmașilor noștri ceva ce s-a întâmplat înaintea noastră. Ce și noi am primit de la
părinții noștri, de la înaintașii noștri. La festivalul Câmpenes s-a adunat o mulțime de producători locali, ale căror familii provin din comunitatea Huțulă. Ei și-au așteptat oaspeții cu bunătăți gastronomice, unele dintre ele unice în lume. Pentru început aș putea să vă prezint o mâncare pur tradițională a locului, în care nu o să găsiți nici într-o altă zonă a țării sau în altă parte a lumii. Afine cu smântână, care majoritatea zic că ar fi ca un desert, la noi de regulă se mănâncă cu mămăligă. Chișca huțănească, care se servește cu lapte acru, cu lapte acru și cu mămăliga de barabuli, cum se spune la noi, de cartofi. Aici avem un sirop de muguri de brad, care merge foarte bine cu apă de izvor pe care o avem aici. Sute de oameni s-au înghesuit la standurile cu delicatese și au luat masa într-un cadru natural deosebit, acompaniați de muzică tradițională bucovineană. E super, în special la bucate. Bună, bună, perfectă. Ne-am gândit că ar fi o ocazie extraordinară să vedem zona care este extraordinară și minunată și bucatele sunt alese așa ca în povești. Pentru că toată lumea s-a străduit să fie bine, să fie bun, să fie gustos, să fie proaspăt. Asta este senzația primă de proaspăt. Și pentru că au fost impresionați oaspeții, am gustat de toate, am făcut și fotografii ca să arăt și acasă. Tot la festival, copiii au putut exersa împletitul de țoale sau frământatul de plăcinte și costumele populare au fost expuse. Despre etnia huțulă, despre huțuli, nu prea s-a auzit în ultimul timp, dar să știți că sunt oameni, după cum ați descoperit, de fapt, vrednici, gospodari, harnici, care au conviețuit foarte bine cu românii. Comuna Brodina, unde a avut loc evenimentul, este în plină dezvoltare, iar localnicii vor să o transforme cât de curând într-o stațiune turistică. O echipă de filmare a fost atacată de o bandă de 20 de bărbați în Africa de Sud. 8 femei care trebuiau să filmeze un videoclip au fost violate. Bărbații din echipă au fost dezbrăcați și bătuți. Poliția din Johannesburg a declarat că 3 dintre agresori au fost prinși. Banda de bărbați a atacat echipa de filmare care descărca echipament și monta un platou. Atacatorii i-au dezbrăcat chiar și pe bărbați și le-au furat toate bunurile pe care le aveau la ei. 8 dintre cele 12 modele care urmau să filmeze un videoclip au fost violate de banda de bărbați. The group of 22 people were doing the video music. There were 12 women and 10 men. As they were 2 hours after they've arrived, around about 5, they were attacked by 10 men of them. 8 women were raped. I have the names, but I'm not going to give the names here of those women. But one woman was raped by 10 men simultaneously. Șeful poliției din orașul în care a avut loc tragedia a declarat că 3 dintre cei 20 de suspecți au fost arestați până acum. Conform autorităților, atacatorii ar fi mineri care lucrează ilegal. Localnicii din zona în care a avut loc tragedia spun că au încercat să ia legătura cu autoritățile de mai multe ori, în legătură cu criminalitatea din regiune. Localnicii spun că până și poliția se teme de aceste grupări. If an accident happened in, I mean, if an incident happened in West Village during this hour, the police don't come. They themselves are afraid. We talk about a community that is neglected. It is rejected. It is abandoned by the South Africans that are in power that can help. We are foreigners in our own country. Violurile sunt rare ori raportate în Africa de Sud. În medie, un viol este raportat în țară la 12 minute. Mai bine mai târziu decât niciodată. Probabil asta și-a spus Will Smith când și-a cerut scuze oficial lui Chris Rock pentru palma pe care i-a dat acestea la premiile Oscar din martie. E prima dată când face asta verbal. Ce a transmis exact lui Chris Rock aflați după o scurtă pauză de publicitate. Revenim în 3 minute. După 4 luni, Will Smith își cere scuze pentru gestul de la premiile Oscar. Actorul a făcut acest lucru în mod public pentru palma pe care i-a dat-o colegului său de breaslă, Chris Rock. Oh, Richard! Oh, wow! Wow!
Will Smith a postat un mesaj pe Instagram în care spune că regretă profund că l-a pălmuit pe Chris Rock în timpul galei Oscar din acest an. Smith și-a cerut scuze mamei, familiei și fratelui lui Chris Rock, Tony Rock, alături de care a jucat în sitcomul All of Us din 2007, care a fost creat de Will și de soția acestuia, Jada Pinkett Smith. It's all fuzzy. I've reached out to Chris and the message that came back is that he's not ready to talk, and when he is, he will reach out. So I will say to you, Chris, I apologize to you. My behavior was unacceptable, and I'm here whenever you're ready to talk. Chris Rock a vorbit și el despre momentul stânjenitor de acum 4 luni în timpul unui spectacol susținut la Madison Square Garden. Da, asta a durut, la naiba, însă am depășit momentul și a doua zi m-am dus la treabă. Cei care spun că vorbele dor nu au primit niciodată un pumn în față. Will Smith a fost sancționat de Academia Americană de Film, care a interzis actorului să participe la Oscar în următorii 10 ani. Trecem acum la meteo. Colega mea, Roxana Gheorghean, este alături de mine în studio și bineînțeles că vine cu ultimele informații. Bună seara! Cum o să mai fie vreme? Bună seara, Marius! Bun găsit tuturor! Mâine temperaturile scad în aproape toată țara. Maximele se vor încadra între 22 și 32 de grade. Avem parte și de instabilitate atmosferică accentuată. Sunt în vigoare 3 atenționări de tip cod roșu, cod portocaliu și cod galben, dar avem în continuare valabil și un cod galben de căldură și disconfort termic ridicat. Dar haideți să vă dau mai multe detalii. Așadar, până în această seară la ora 20, județele Caraș, Severin, Timiș, Arad și Bihor se află sub atenționare de tip cod roșu, de instabilitate atmosferică deosebit de accentuată și intensificări puternice ale vântului. Se vor atinge viteze de peste 100 de km pe oră. Pe alocuri vor fi căderi de grindină și averse torențiale. De asemenea, avem în vigoare și un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată. Acesta este valabil până mâine dimineață la ora 10 și vizează vestul, nord-vestul, centrul și sud-vestul țării, precum și zonele montane. Vor fi ploi abundente, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri căderi de grindină. Iar până mâine seară la ora 22 avem și un cod galben de ploi. Această atenționare vizează cea mai mare parte a țării, așadar vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Și pe lângă cele 3 atenționări de vreme rea, avem în vigoare și un cod galben de căldură și disconfort termic. În Oltenia, Muntenia și vestul Dobrogei, disconfortul termic rămâne ridicat, iar indicele temperatură umezeală a depășit pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se încadrează între 33 și 37 de grade. Haideți să vedem ce se întâmplă cu vremea în întreaga țară. Mâine vremea va fi instabilă în jumătatea de est a teritoriului, unde vor fi averse descărcări electrice și vânt puternic. În restul teritoriului, cerul va prezenta înorări temporare și numai parii restrânse vor fi averse. Temperaturile maxime vor scădea și în sudul, centrul și estul teritoriului și se vor încadra între 22 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în partea continentală a Dobrogei. În capitală, mâine, temperaturile mai scad puțin, astfel că maxima va atinge 31 de grade. Vremea va fi instabilă și sunt așteptate ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Luni, termometrele vor indica o maximă de 29 de grade, cerul va avea înorări și vor mai fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Marți, vremea va fi frumoasă, iar maxima va atinge, iată, 31 de grade. Deocamdată atât despre vreme, însă vă aștept cu prognoza pe larg imediat după Focus Sport. Marius? Roxana, îți mulțumim foarte mult. Doamnelor, domnilor, Focus se încheie. Știrile noastre însă le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. Este seară pentru aventură și acțiune, bineînțeles, de la 19:30. Fiți cu ochii pe Prima și vedeți filmul serii Alo, aterizează străbunica. Iar de la ora 21:30 e vremea pentru Superliga 1 și un meci cu miză mare. CFR Cluj-Mioveni. Să aveți o seară și, bineînțeles, o noapte, așa cum vă doriți.